Vă salut! Îmi pare rău că nu am lumini potrivite. Am încercat mai multe feluri de lămpi. Îmi plac obiectele acestea care să mă ajute la muncă, dar n-am găsit ce trebuia. Nu pot, sau nu pot eu să lucrez cu lampa pe figură ca să se vadă mai bine. E mai bine când înregistrezi ziua, într-adevăr. Acum și strălucește lumina de la... Am lăsat doar lumina de la bec și o veioză aici, în stânga mea. Lumina becului strălucește pe chelie pentru că iarăși m-a tuns nevasta cu mașina de bărbierit. Așa par, n-am mai fost la frizer de când a început pandemia și m-am dezobișnuit să mai aștept la rând, în sfârșit să mă duc până acolo, să parchez și așa mai departe. Bun, am câștigat așadar ceva timp. Aș vrea cât se poate de pe scurt să vă povestesc o întâmplare care ține de, totuși, de viața presei, ține mult de viața presei din Vâlcea și care pentru mine a fost importantă. Mai întâi, evenimentul, ca să zic așa. Pentru mine a fost un eveniment. În urmă cu aproape cu o săptămână și jumătate, am plecat din emisiunea pe care o realizez împreună cu doamna Claudia Paraschivescu la VTV. Am plecat în timpul celui de a doua oră. Mi-am smuls la valiera și am făcut și eu ceea ce nu e bine să facă nimeni. Formatul emisiunii noastre, care are loc miercurea de la ora 19 la 21, e în felul următor. Intru în studio, intrăm noi în studio, doamna Claudia Paraschivescu și cu mine, și avem întotdeauna un invitat pe care îl stabilim de comun acord înainte. Unul dintre noi îl propune, celălalt întotdeauna a fost agreat. De data asta eu l-am propus pe Emilian Frâncu, fostul senator liberal și primar vreo 6 luni de zile sau ceva al municipiului Râmnicu-Vâlcea. Și atât de tare m-am enervat eu de cele spuse de Emilian Frâncu, încât, cum spuneam, mi-am smuls la bariera și am plecat din emisiune. Fac emisiuni de televiziune de aproape 25 de ani. Dacă este să folosesc formula aceea a piloților cu mii de ore de zbor, am mii și mii puse cap la cap, cred că sunt luni de zile din viață petrecute în direct la televizor. Sigur, la televiziunile din Argeș și din Vâlcea, nu la București, pentru că altfel aș fi avut o altă notorietate. Dar eu am ales să fac presă de provincie, care e altceva decât presa națională, de centrală sau de București. După aceste mii și mii de ore de direct, pot spune că acest eveniment, și anume plecarea mea din timpul unei emisiuni, este unic. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Pur și simplu niciodată. Și am avut slavă Domnului și în emisiune, șef de stat, miniștri, parlamentari, șef de partide, consilieri locali, în general oameni politici, enervanți ei.
dar niciunul mai enervant ca Emilian Frâncu pe subiectul despre care o să vorbesc imediat. Și acum să vă explic, pentru că trebuie să vă explic și dumneavoastră mă veți condamna sau mă veți da dreptate. Sunteți liberi să faceți ori una, ori alta. Dar ca să vă explic de ce am plecat, trebuie să ne întoarcem cu ceva timp în urmă. La un moment dat, când trăia Adrian Păunescu, el s-a gândit să facă un proiect de lege, pe care după aceea Parlamentul l-a aprobat, prin care membrii Uniunilor de Creație să primească atunci când ajung la pensie 50% în plus din valoarea pensiei pe care au obținut-o ei în munca lor de o viață. Prin membrii Uniunilor de Creație se înțelegeau în primul rând membrii Uniunii Scriitorilor și membrii Uniunii Artiștilor Plastici. Raționamentul acestei legi era următorul, că un om nu poate trăi sau cu greu poate trăi, și sunt foarte puțini, scriind cărți ca scriitor sau pictând ca pictor în România. Pentru că și aici putem să discutăm. Nu sunt agenți literari și agenți de piață în ce privește pictura. Nu avem, propriu-zis, o piață. Totul este în curs de formare și cine știe când se va forma. Și atunci a zis Păunescu și Parlamentul a fost de acord să apară această lege. Numai că în aceste uniuni de creație, deci atenție, creație, creație literară, creație plastică, se intră foarte greu. Uniunea Scriitorilor are 2000 și ceva de membri. Nu știu câți are Uniunea Artiștilor Plastici. Deci 2000 de oameni la nivel național primesc când ajung la pensie, dacă ajung, scriitorii nu prea ajung la pensie, 50% din valoarea pensiei prin această lege. În Uniunea Scriitorilor, fiindcă sunt membru și cunosc despre ce este vorba, se intră foarte greu. Trebuie să ai publicate 3 cărți din același domeniu, adică poezie, proză, dramaturgie sau eu știu ce, critică literară. Despre cărțile tale să apară, să existe 3 cronici în revistele agreate de revistele practice ale Uniunii Scriitorilor. Adică în România Literară, în Vatra, în Viața Românească și așa mai departe. Greu, pentru că acolo scriu critici importanți care nu se lasă seduși, cumpărați și așa mai departe. După care, cu cele 3 cărți și cu cronicile respective, deci îți trebuie 9 cronici, mergi la o comisie, care comisie citește foarte atent și unii au așteptat ani mulți ca să devină membri ai Uniunii Scriitorilor. Acestea fiind spuse, iată ce s-au gândit niște șmecheri. Fiți atenți la ce s-au gândit. Au zis așa: facem o Uniune a ziariștilor, o numim Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și o declarăm Uniune de Creație. Deci, dintr-o dată, niște șmecheri, acum cu ceva ani în urmă, au gândit așa. Deci, în primul rând, de capul lor și folosind vidul din legislație și din jurisprudență și
dorind să impresioneze prin titulatură Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, primul lucru pe care l-au făcut, au declarat că presa este un act de creație. Adică, doamnelor și domnilor, ce fac eu acum aici? Că vă povestesc ceva. Fac o înregistrare. Un video, un podcast, cum îi mai zice. E presă, pentru că materialul acesta îl public într-un site de presă, aici pe criterii naționale. Îl public pe YouTube și cu link pe criterii naționale. Dar nu este act de creație. Nu este ca și cum aș scrie eu o poezie sau un roman. Nu e ca și cum aș picta un tablou. Dar ei au făcut asta. Au zis, deci primul lucru, prima minciună, au făcut din presă un act de creație. Da? Deci, atunci când unul scrie o știre, ei zic că face un act de creație. Când scrie un comentariu politic, face un act de creație. Când ia un interviu, face un act de creație. Adică Dumnezeule. Deci, dintr-o dată, a fost pervertită însă și ideea de creație. Bun, asta e ce mai departe. Au făcut această asociație, s-au gândit ei să-i zică Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Adică, domne, cine nu e în Uniunea asta, nu e ziarist profesionist, e ziarist amator. Amator. Din când în când scriu și eu la o gazetă, scriu și eu pe Facebook, în fine pot să mă consider ziarist, dar sunt amator. Ei bun, au făcut un statut, un statut cum trebuie la orice asociație, au mers în justiție, actele au fost aprobate, a apărut statut, a apărut Uniunea și membrii ei au primit dreptul de a avea și ei 50% la pensie, în plus. Haideți în primul rând să vedem cine, cum a fost făcut statutul și cine face parte din asociația asta ziariștilor profesioniști. În primul rând, sigur că deci eu am făcut așa, au zis așa, domnule, un om care a scris, nu știu, 5-10-15 materiale într-o gazetă, să vină cu ele la sediu Uniunii și face și o cerere de scriere și e declarat membru al Uniunii, după care plătește o cotizație. Iar după o cotizație mică, nu știu, un milion și ceva, un milion, două, la Uniunea Scriitorilor e un milion pe an. După care, dacă a plătit 5 ani și între timp a ieșit la pensie, îi se mărește pensia cu 50%. Deci ideea este să fi avut în viață scrise, nu mai știu, cât au tot schimbat în regulament, să fi avut, nu știu, hai să zicem o cifră mai mare, 15 titluri, da? 15 titluri. Dom'le, unii au zis, domnule, eu mi-aduc aminte că am scris la Gazeta de Perete. Când eram eu militar în termen, am scris la Gazeta Unității. Păi ce să mai fac? Nu mai găsesc articolele de acolo. Și au zis așa, lasă, faci dumneata o declarație în propria răspundere că ai scris acolo. Alții au zis, domnule, eu am scris la revista Eu Sunt Apicultor, am scris la revista Apicultorului, alții au zis, era o publicație la mine în sat, că Gazeta Învățătorului, că Gazeta nu știu cui, în sfârșit. Dar nu le mai găsim. Și au dat declarație în proprie răspundere și au fost făcuți membri. Bun. S-a pus problema, bine, bine, membrii, dar trebuie să plătești cotizație 5 ani. La un moment dat a venit, era
cel care a înființat asociația. Dumnezeu să-l ierte că a murit în urmă cu ceva, cu puțin timp. Fusese crainic de transmitea meciuri de fotbal, da? Aici, cu tare stadionul Steaua, joacă cu tare, cu tare, în sfârșit. Da, deci șmecher. Șmecherul a făcut treaba asta, extraordinar. A zis așa, ca să nu mai așteptați 5 ani să faceți vechime, ca să puteți să vă luați pensia, plătiți cotizația retroactiv pe 5 ani. Deci te primește astăzi, cum te primește, tu plătești, nu știu, 5 milioane, 7, 10, hai. Din urmă, după care ți se dă un cupon, te duci la casa de pensii și din momentul ăla, câtă vreme trăiești, dacă tu ai pensie 20 de milioane, mai primești 10. Dacă ai 30, mai primești 15. Dacă ai 40, mai primești 20. Deci din clipa aia ți-ai mărit pensia cu 50%. Deci de ce vorbim aici? Să vină statul să mărească cu 3%, 4%, 1,5% cu rata inflației, în sfârșit. Nu, băieții ăștia au găsit metoda metodelor. Dai declarație că ai scris niște articole, dacă nu le ai. Dacă vrei să le ai, plătești un site sau faci singur un site. Publici acolo niște titluri, după care omori, le printezi, poți să omori site-ul, nu îi mai plătești domeniul, îl închizi pur și simplu și spui că ai fost ziarist. Ți se dă de către șeful local din județul respectiv, la București, în județul respectiv. Bun. Afacere mai bună nu există. Mă credeți că nu există în România, deci nu, puțin până nu. Era nevoie să fie și câțiva, însă ziariști, adică ziarist, însemnând cel care lucrează într-o redacție. De ziar, de televiziune, de radio. De trei feluri sunt redacțiile. Și sigur că s-au scris și ziariștii, au fost foarte bucuroși, că au zis, bun, în felul ăsta ne-am scos, pentru că arătăm că suntem uniune a ziariștilor profesioniști. La un moment dat s-au scris unii cu care apăreau la televizor, deci invitați la televizor. Și au zis, băi, dar și eu, fiind invitat la televizor, n-am făcut presă, că televizorul e presă. Și eu, dacă am fost invitat, înseamnă că am făcut presă. Dar declarație în proprie răspundere că am făcut presă. Profesionist. Închipuiți-vă. Bun. Și s-au scris unii care aveau pensii de 200 de milioane, că fuseseră cadre superioare în poliție. Și au mai primit 100. Deci ce vorbim noi de pensii speciale? Asta e nimic. Asta este. Aici e găina cu ouă de aur, la Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Deci, în loc să zică ei așa, domne, din Uniunea asta face parte, poate să facă parte orice om care a lucrat într-o redacție cu carte de muncă timp de 15 ani, să zicem, sau 20 de ani. După ce vine cu cartea de muncă, arată că a lucrat ziarist într-o redacție, nu portar, nu, eu știu ce, tehnoredactor și mai, ziarist, pur și simplu ziarist, adică a făcut presă, a creat conținut de presă, îl facem membru și, într-adevăr, pentru că e stres, pentru că, eu știu, deși nu merge nici așa. Pentru că presa nu e act de creație. Ia gândiți-vă dumneavoastră, creatorii de ceramică de la Horez, să zicem, ei creează? Eu zic că da. Ce-ar fi să facă și ei o uniune de creație a olarilor? Și să ia 50% pensie, să și-o facă, doamne. Dar pictorii de icoane de la mănăstiri și sunt la Cozia, de pildă, și alte mănăstiri, schituri, pictori de icoane. Este act de creație? Eu zic că da. Ia să-și facă și ei uniune. Uniunea pictorilor de icoane.
Dar ebeniștii, adică tâmplarii aceia de lux, care fac, eu știu, intarsii, casete, lucruri extraordinare, fac artă. Dar creatorii de modă, doamne, aia care fac, uite, fac tricouri, fac chiloți, fac bikini, fac sutiene, fac, eu știu, creație, să-și facă și ei, doamne, să ia și ei la pensie 50%. Deci dacă e să o luăm așa, în orice muncă cinstită și frumoasă și corectă, găsim o latură a creației, dar forțăm nota. Același lucru și cu presa. Forțăm nota dacă spunem că presa este un act de creație. Păi dacă presa e act de creație, literatura ce mai e? Dacă să scriu o știre, e act de creație. Să scriu o poezie, ce mai e? Dacă să scriu un reportaj, e act de creație. Să scriu un roman de 200, 300, 400 de pagini, ce mai e? Nu vedeți ce șmecherie? Bun. Ei bine, ca să nu... Au apărut, să intrați pe internet, să vedeți ce articole cumplite. Unii au semnalat chestiunea asta. Bun. Și au semnalat, dar au semnalat deocamdată degeaba. Dar o să fie ca la certificatele de revoluționar. Mulți au fost. Doamne, revoluționari. Mii de revoluționari în țara asta au primit. N-au primit. Deci ei au primit, unii să știți, chiar mai puțin decât șmecheria asta, cu, că dacă trăiești la pensie 20 de ani, e o groază de bani. Unii au primit, nu știu cât pe lună, o sumă fixă. Mi se pare că unii revoluționari cu nu știu ce merite și ceva mai mult, adică au primit și un teren, o scutire de impozit, în fine. Dar unii dintre ei au ajuns în vizorul procurorilor. Și știu eu pe cineva care s-ar putea întâmpla să facă pușcărie pe chestia asta. Și eu cred că mulți dintre așa zis și ziariști de la Uniunea Ziariștilor Profesioniști, dintre care unii n-au lucrat majoritatea, niciodată, nici la ziar, nici la televiziune, nici la radio, să facă conținut, să facă presă. Nu. Vor cândva, dacă și eu doresc să ia pensie vreme îndelungată și la un moment dat să-i caute cineva pe ei la poartă. Bun. Dar ce legătură are asta cu Emilian Frâncu, fostul primar, senator liberal și primar al Râmnicului și șeful liberalilor de la Vâlcea? Păi are, că în emisiune am zis ceea ce am zis eu acum, ceea ce v-am spus dumneavoastră. Numai că Emilian Frâncu este, ce ziceți dumneavoastră, este șef la Uniunea asta. Adică, eu nu vreau, lăsați-mă să fac o paranteză. Emilian Frâncu este cea mai tragică figură politică din istoria recentă a județului Vâlcea. Deci vă închipuiți, să fii tu senator. Doamne, senator. Toată lumea l-a asculta, Crin Antonescu s-a uitat în gura lui, restul lumii, sfârșit, senator, președinte de partid. Avea asigurat pe viață cariera politică. Dar el a vrut, deși nu s-a ocupat niciodată, sau s-a ocupat la un puțin, nu știu, băgase pe timpuri director pe la Telecom, sau cum îi spunea pe vreo, la poștă. Nu știu cum ajunsese la, domnul s-a descurcat, a fost descurcăreț. Dar a vrut să fie aproape de buget. Deci, un senator primește, într-adevăr, bani, te bagă în comisii din astea de prietenie cu țări îndepărtate, te urci în avion pe banii statului, mănânci pe banii statului, te întâlnești cu colegii, da, din Mexic, din
Venezuela, din Japonia, știu după unde, da? Bun. Dar nu ești acordat la buget. Iei cât ți se dă. Ca diurnă, ca salariu de parlamentar, diurnă, în sfârșit. Și Emilian Frâncu a vrut să fie primar. Pentru că o primărie are milioane de euro, o primărie ca a Râmnicului, milioane de euro buget și el, toți banii aceștia se cheltuiesc cu semnătura lui, cu mânuța lui. Eu i-am spus pe vremea aia că a venit la emisiunile mele de la VTV. Ce am emisiuni? Cu el și îi spuneam, nu e bine. Nu e bine ce faci. Vrei ca mașina de pompieri care pune furtunul la o sursă de apă ca să tragă apă în burtă. Să stingă incendiile, face mașina de pompieri. El voia să se branșeze la izvorul cu bani și să vină bani în burta lui. Și după aia să stingă nevoile lui personale foarte mari. Eu nu dau seama ce să faci cu atâția bani. Pentru că eu dacă am ce mânca, am cafea, băut cafea și, nu știu, am bani de cărți și să călătoresc din când în când ca să văd lumea, că altfel nu pot să fii ziarist. Bun, cât de cât. Eu nu știu ce făcea el cu atâția bani. Cert este că l-au prins procurorii cerând o mită de 20.000 de euro de la unii pentru niște arhitecți pentru a le semna să primească, nu știu, tranșa a doua din ce bani avea primăria datorie legală la oamenii ăștia. Și oamenii ăștia l-au denunțat și l-au prins procurorii. Repede l-au prins. Nu știu cât a putut să fie dintr-un mandat de 2 ani. În primul an l-au prins, după care l-au ținut la pușcărie vreo câteva luni, după care au dat drumul, ce făcea el, talente. În sfârșit, era primar între două pușcării, pentru că după aceea a fost condamnat definitiv la 4 ani de pușcărie. Despre ce ziceam, că eu îl cunosc de mult pe băiatul ăsta, băiat deștept, în sfârșit. Da, domne, lacom de bani, hai să fim oameni serioși, lacom de bani. Bun. Acum, eu nu spun că de el s-a făcut șef, deci când este un rahat, el ca musca s-a așezat acolo, da? S-a făcut șef, de șeful la Uniunea asta, din Vâlcea, șef pe județul Vâlcea. Este fostul arbitru, Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Păi Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Șef este un fost arbitru de fotbal, Nae Dinescu. De ce îl fluiera? Că offside, că 11 metri, că... Și a făcut niște emisiuni pe la Frâncu, pe la televizor. Frâncu, sigur. Deci Frâncu a înființat televiziunea Vâlcea 1. Deci el și-a făcut și emisiuni, cred. Mă rog, de ce a înființat o televiziune? Poți să zici, păi, e ziarist. Da, dacă ai înființat o televiziune, nu se pune problemă. Dar șef este arbitrul ăsta, Nea Nae. Are vreo peste 80 de ani. Și este șef. În loc să fie, nu știu, Crișu Popescu. Ziaristul Crișu Popescu, zic și eu. Tânăr, ziarist. Și alții, nu știu. Traian Guminski. Este Nea Nae. Ziarist. Și el i-a primit în Vâlcea pe toți ăștia care n-au lucrat în presă, dar sunt membrii Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Și l-a luat în echipa de conducere pe Frâncu. Și Frâncu, în emisiune, îmi spunea că nu, domnule, e pe bune. Pentru că uite cine face. Deci aici este... Cum se ticăloșia asta, ordinar. Fac o paranteză. Ce o să vă povestesc acum arată că sistemul nostru penitenciar arată ce știa. Degeaba l-au ținut ani de zile pe Frâncu la pușcărie. Că e și mai rău. Din punct de vedere moral. Înainte vreme,
Să certa era certăre, strângea pe turta lui, în sfârșit, auzeam tot felul de chestii, nu le pot eu spune aici că pot să fie calomnii, nu mai recunoaște lumea. Și în sfârșit ce făcea el prin organizațiile liberale de la țară, se certa la televizor că el e cinstit, că el nu e corupt și mai departe. Dar când a ieșit din pușcărie, văd că a devenit mai certăreț. Mai ales că am încercat să intre din nou în PNL, ea nu știu, l-au primit, s-a dus la APR sau nu știu unde s-a mai dus, la Ponta, l-au gonit de peste tot și a ajuns și el înșefuț la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Vâlcea. Da? Și s-a apucat el să apere Uniunea asta, în care eu cred că peste jumătate n-au fost niciodată membrii cu carte de muncă ai unei redacții, zicând că sunt acolo membrii Ioan Barbu. Ioan Barbu este un senior, un patriarh al presei din Vâlcea. Silviu Popescu, fără îndoială, un mare ziarist, coleg cu mine la înființarea Curierului de Vâlcea. Alții și alții. Sigur că ei sunt acolo. Ei fac, știți cum fac ăștia din detașamentul, nu știu care, după la război. Iau niște civili și îi iau cu ei acolo, se ascund într-un subsol și dacă trage cineva în ei, omoară civili. Cam pe aceeași șmecherie, bine, acolo e o tragedie, dar aici e o șmecherie. Ei câțiva ziariști care sunt pe bune ziariști și în spatele lor e o cohortă de inși care nu vor decât pensii mărite cu 50%. Bun. Și m-am enervat, ca să lămurim. M-am enervat pe Frâncu îngrozitor, mi-am smuls la valiera și am plecat de acolo. Aș vrea să închei spunându-vă un lucru. În ultima emisiune de la VTV cu doamna Claudia Paraschivescu l-am avut invitat pe deputatul liberal Laurențiu Cazan. Mie mi se pare un tip dezghețat, un tip ok, care trebuie să facă niște compromisuri care îl dau afară din partid, ca și la partide, la toate. După emisiune am încercat să-i spun ce că ar trebui ei, parlamentarii, să ridice problema, să facă cineva o verificare ce e cu membrii ăștia. Am auzit că sunt foarte mulți. Și foarte mulți dintre ei nu au fost niciodată ziariști, nu mai vorbim de profesioniști sau neprofesioniști, și care iau 50% pensie mărită. Îi povesteam, omului îi povesteam și eu vedem că nu pricepe. Dar la un moment dat i-a picat fisat. Știți de ce nu pricepea? Că părea prea absurd. Păi, doamnelor și domnilor, pare absurd. Noi vorbim aici de, domne, să mărim pensia la pensionari cu nu știu cât la sută, în sfârșit le mai dăm 10 lei, să le mai dăm 50 de euro la două, nu știu, celor mai săraci. Vreau să vă spun că aici, dintr-o dată, intrând în Uniunea asta, dând o declarație, venind cu niște hârtiuțe, 2 lei jumate. Da. Dintr-o dată câștigi încă 50% din pensie. Nu-i venea să creadă lui deputatului Cazan. Pentru că este de necrezut că se întâmplă așa ceva în România. Cu acte în regulă. Și se întâmplă pentru că oamenii politici, ei cred că e pe bune, ziariștii proiect. Cum să desfințăm Uniunea Ziariștilor? A ziariștilor. Ne punem rău cu presa din România. Ne cântă la Bruxelles, băi, am desfințat o Uniune de ziariști. În primul și în primul rând, că ei n-au fost ziariști. În al doilea rând, că presa nu este creație artistică. Creație. E o creație. Așa, creație e orice. Da, orice. Și
Dorel de pe șantier creează și el ceva acolo. Și dacă e vorba să fie, să existe o Uniune a Ziariștilor în România, cum există, asigur, există și în perioada interbelică și cu niște avantaje. Acolo trebuie să intre cei care lucrează în redacții sau au lucrat ani mulți în redacții. Nu știu dacă trebuie să primească sau nu 50% pensie mărită. Dar trebuie reglementată chestiunea. Calminteri s-a transformat într-o porcărie, într-un rahat, într-o șmecherie. Într-o șmecherie de pe urma căreia unii primesc bani nemeritați de la bugetul statului. Sunt niște căpușe pe bugetul statului, că nu plătește Uniunea din cotizații. Băi, sunt bani mulți aici. Bani mulți, nu se ajunge la milioane de euro, probabil, care sunt luați din bugetul statului, de la pensii. Casa de pensii plătește, să știți. Nu plătește Uniunea sufletului. Bun. Deci, explicându-i eu, domnului deputat, pur și simplu m-a ascultat și nu credea. Când o minciună este absurdă, pare un vis, pare un coșmar, nu se poate așa ceva. Dar politicienilor, am mai vorbit cu politicieni, oameni care au ascultat, au gândit, în fine, deci s-au gândit, bun, dar cum facem? Că se va pune problema că ne legăm de ziariști și ar trebui să vedem ce e înăuntru, cine e în Uniunea asta. Ăștia de la Uniune n-au vrut să dea niște ziare din țara asta mare. Le-au cerut în numele transparenței, în sfârșit nu prea merge pe legea aia a transparenței, că nu e vorba de o asociație privată. Asociație privată, dar totuși branșată la bugetul statului. În numele transparenței le-au cerut să spună cine sunt membrii în Uniunea asta. Și n-au vrut, au zis că protecția datelor. Bă, nu putem, protejăm datele. Și n-au vrut să dea. S-ar putea să fie 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 40.000. Eu și închei, poate și oameni care sunt la pensie să uită la ceea ce am spus eu acum. Și oameni care au pensie mică sau medie. Vreau să le spun că cea mai ușoară soluție de a mări pensia lor, de a-și mări pensia cu 50%, este să declare o proprie răspundere, că au scris la Gazeta de Perete sau la revista Școlii, da? Sau să facă rost de câteva articole publicate într-un site care după aceea se desfințează, să meargă să se înscrie în Uniunea asta și din clipa aia vor primi 50% la pensie în plus. Cred că au mai schimbat ei regulamentul, înțeleg, în ultima oră, de frică. S-ar putea ăia care au intrat până mai de curând să primească ăștia care intră acum să trăiască să mai aștepte. Nu știu că ei nu vor să spună ce modificări au făcut acolo. Nu știe nimeni. Trai pe banii contribuabililor, pe banii statului. Pe chestia asta m-am enervat pe Frâncu, pentru că lătra acolo, clănțănea în emisiune, că stai așa, că este bine, că Doamne, e bine, stilul lui așa, clănțău ăsta, nu l-am mai suportat. Băi, bă, mai lasă-te, bă, ieși, bă, un pic din viața publică, bă, ai stat la pușcărie pentru luare de mită, oricât de bun, ești intelectual, stai mă și scrie cărți, fă-mă un pas înapoi, că nu se mai poate totuși, tu ai stat în pușcărie pentru luare de mită. Da? Eu, în general, sunt pentru a trece peste orice om, bă, greșește, chiar greșeli din astea mari, că până la urmă n-a omorât. Pe aia nu i-a omorât, pe doar le-a cerut 20.000 de euro mită. Nu i-a omorât. Eu zic să-l ierți. Bă, îl ierți, dar după aia ți se urcă în cap el nu te iertă. Tu ierți pe el pentru luare de mită, pentru pușcărie, pentru el nu te iartă, te jignește. Pentru că așa sunt ăștia.
În sfârșit, am vrut să explic ce s-a întâmplat. Ne revedem, la revedere.